Iată, acum trecem la o altă colonie. O să fac o serie de filmulețe, așa ca să înțelegeți mai bine. Această colonie mi s-a părut un pic mai tot folia. Iată, avem aici folia de toamnă. Mi s-a părut un pic mai mică și am strâns-o. Iată, a rezultat niște rame cu miere din această strângere, care le vom folosi pentru a extinde. În funcție de cât de aglomerat o să fie cuibul, vom aduce rame la crescut. Iată, și el a mâncat aici aproape tot. I-am pus niște bețe la aceasta. La mai multe colonii am pus bețe. E numai pe 4 rame strâns. Dar e destul de frumos altfel. Am mâncat în proporție de 99%. Acum voi îndepărta aceste bețe, nu mai avem nevoie de ele. Mai aveam niște turtă, cred că trebuia să o aduc. Și vreau să văd cum se prezintă. Eu, da, când am văzut prima dată cum se prezintă, l-am strâns. Acesta este un pic mai agresiv. Oricât de încet umbli cu el acum, dacă colonia este mai agresivă, o să înțepă. Pentru mine nu este indicat să fiu înțepat, dar albinele vor, deci această colonie nu este în risc de a bubui de albine, în niciun caz. Le vom ține strâns în continuare. Mă interesează puietul. În general nu prea mă uit după mărci. Văd reacția albinei și în momentul când, în funcție de cum văd eu că reacționează albinuțile, așa decid să mă uit după matcă. Iată, avem puiet cu o suprafață frumoasă. Chiar dacă este pe 4 rame, iată ce frumos. Și așa va rămâne. El va rămâne tot pe 4 rame încă vreo 2 săptămâni, zic eu. Albina mai și moare în această perioadă. Încerc să nu le provoc deloc, să nu înțepe. Să n-aibă motiv să nu înțepe. Iată acest lucru le poate face să fie agresiv. Avem puiet, arată foarte bine.
Cam așa sunt strânse la mine coloniile în mare parte. Iată, aici avem punga care a fost în mâncare. Deci, cam atât am avut de arătat aceste colonii la momentul de față. Strânse foarte bine ca să aibă șanse să se dezvolte. Cu fiecare albină trebuie să te comporți foarte ușor. Dacă ai sute de stupi, e complicat, dar nu ținem sute de stupi. Noi îngrijim mai puține așa și avem șanse mai mari să le îngrijim așa cum ar fi indicat. Sunt multe întrebări de gen pe câte rame trebuie să fie o colonie. Eu zic în felul următor, nu contează pe câte rame e, important este să fie sănătoasă albinuțile și se vor dezvolta ele până în luna mai, că rapița s-a cam dus, cel puțin la mine în zonă nu mai este rapița, s-a ars. Ce-i facem acum? Nu știu să-i mai pun această pungă, să nu-i mai pun. Hai să-i mai pun, îi mai tai aici. Dar e în plus. Acum vedeți că stă albina pe rame și e mai complicat, da? Facem o mișcare din asta, așa. Frumos. Am măturat albina de pe ramă și acum putem să punem folia. Să punem folia și cum am zis, aici o să mai vină o perioadă rece și atunci o să aibă nevoie de apă și aici o să fac un pic de condens. Bun, foarte, foarte frumos. Până la următoare filmare, numai bine.